În zona Podul Grui și în apropierea autogării din Drobeta Turnul Severin, taximetriștii pirat își așteaptă clienții pe care îi ademenesc cu prețuri negociabile. Unii severineni recunosc că mai apelează din când în când și la astfel de indivizi. În caz de nevoie, merg cu acela, tot cazul e cam periculos. Alții, în schimb, spun că sub nicio formă nu s-ar urca în mașină cu niște străini. La negru, nu. Mai e frică? Da. Singurul nu aș avea curaj să merg. Numai când mai sunt persoane în mașină, așa aș merge, dar singură nu. În fața unor astfel de declarații, nici polițiștii nu au ce să facă, iar pirații șoselelor continuă să câștige teren în fața firmelor de transport autorizate. Vorbim despre o activitate care nu poate fi contabilizată, vorbim de o activitate și nici controlată. Care nu poate fi controlată și nu se plătesc niciun fel de taxe. Bineînțeles că acel conducător auto își permite să trateze prețul în direct cu cel pe care îl transportă. Nu este un preț stabilit față de mijloace de transport în comun și, bineînțeles, optează pentru acel conducător auto fără a lua în discuție și riscul la care se expune. Totul pare să-i favorizeze pe taximetriștii la negru. Firmele de transport nu se mai încumetă să circule pe drumurile neasfaltate din județ. Sunt și zone unde autobuzul nu ajunge, însă taximetriștii la negru își conduc clienții oriunde, fără teamă că își pot distruge mașinile. Acolo unde drumurile pline de gropi îi împiedică pe șoferi să ajungă în localități, ori acolo unde sunt state izolate, alternativa rămâne taximetria la negru. O soluție este și pentru cei care vor să călătorească cu bani mai puțini. În Severin, taximetria la negru se pedepsește printr-o hotărâre de Consiliul Local cu amendă de până la 1.500 de lei, bani pe care puțin pirații șoselelor îi achită atunci când sunt sancționați.